Fizicianul român Gheorghe Adam a susținut la Facultatea de Fizică o conferință despre provocările acestei științe exacte în cadrul Institutului pentru Cercetare Nucleară. Profesor și cercetător de seamă în domeniul fizicii, Gheorghe Adam este director adjunct al prestigiosului laborator de tehnologii informaționale din cadrul Institutului Unificat pentru Cercetare Nucleară din Rusia. După mulți ani peste hotare, profesorul Gheorghe Adam s-a întors în România pentru a primi titlul de cetățean de onoare al comunei Telești, localitate în care s-a născut. În ziua ce a urmat, Gheorghe Adam a venit la Timișoara și a împărtășit cunoștințele sale studenților de la Universitatea de Vest. Principalul subiect a fost tehnologizarea sporită din cadrul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare. Pe de o parte, trebuie să dezvoltăm o infrastructură fizică cu ajutorul căreia să putem implementa metode, programe, algoritmi care să permită realizarea temelor de cercetare, care sunt foarte variate. Institutul Unificat are 7 laboratoare diferite și cel mai mic, să zicem, în momentul de față are 50 de persoane, laboratorul nostru are 300 de persoane, laboratorul cel mai mare are 1200 de persoane. Deci, în acest context, cu o lume foarte variată, cu interese științifice diverse, noi trebuie să asigurăm necesitățile de calcul și de modelare matematică pentru toată lumea, în cantitate îndestulătoare, ceea ce e o sarcină foarte grea. Care sunt planurile de viitor pe care le aveți? Planurile de viitor, știți cum e? Institutul Unificat și-a făcut planuri de viitor pentru următorii 7 ani și am luptat mult ca ceea ce este important din punct de vedere al prelucrării matematice a informației și dezvoltării suportului fizic de prelucrare a informației să fie inclus în acest plan în cantitate suficientă. Deci, din acest punct de vedere, planurile de viitor legate de Institutul Unificat sunt destul de clare. În ce privește, să zicem, planurile noastre personale, asta e mai greu de definit, pentru că depinde. Ca profesionist, lucrezi nu în primul rând ceea ce îți place, ci ceea ce este nevoie să faci. Cum se pot implica studenții? E o întrebare foarte bună. La Institutul Unificat avem două, să zicem, forme de antrenare a studenților foarte buni, nu a studenților medii, la activitățile de cercetare, să le devină familiare și cunoscute activitățile de cercetare și să, eventual, să-și înceapă o carieră științifică în Institutul Unificat și trebuie să vă spun că din studenții români care vin acolo, rămân în fiecare an un student, uneori doi, pentru începerea activității în condiții pe care le consider că sunt foarte bune. În ce sens sunt foarte bune? Găsim cei mai buni. Eu personal, în măsura în care sunt solicitat, găsesc cei mai buni conducători cu cele mai bune calități umane care permit dezvoltarea activităților în așa fel încât absența unor acorduri oficiale la nivel înalt să nu aibă în niciun fel influență asupra dezvoltării profesionale a tinerilor. Ei își continuă studiile în țară la masterat și doctorat, dar lucrează efectiv pe teme de vârf care sunt prelucrate și dezvoltate în Institutul Unificat de Cercetări Nucleare. Universitatea de Vest din Timișoara, în ceea ce privește domeniul fizic, are două colaborări foarte importante și de mare anvergură. Este vorba de colaborarea cu CERN de la Geneva și cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna. Colaborarea cu Institutul de la Dubna este una, aș spune, de tradiție, dar intensificată în ultimii 4-5 ani, de când cadre didactice și cercetători din universitatea noastră
au contracte și proiecte de cercetare cu parteneri de la acest institut. Nu neglijăm deopotrivă modul în care studenții noștri se implică în aceste activități de colaborare. Anual, un student al facultății noastre merge la Dumna pentru a-și desfășura activitatea de practică sau pentru elaborarea lucrărilor de licență sau de disertație. Și numărul acesta a crescut în ultimii ani pentru că cei care coordonează activitățile de cercetare cu Institutul de la Dumna și-au dorit să aibă și studenți prezenți acolo. Aș da câteva exemple. Am organizat împreună cu colegii noștri de la Dumna o școală de vară, de fapt o școală de vară, dar în mai multe ediții. A fost o ediție organizată în Crimea, după aceea a trebuit să ne deplasăm în Rusia din motive evidente, ca să zic așa, și am implicat un număr de 5-10-15 chiar studenți de la UVT. Activitățile de cercetare sunt derulate de colegii noștri și i-aș nominaliza aici pe Cătălin Marin și pe domnul profesor Iosif Mălescu. Subsemnatul am și eu de asemenea un proiect de cercetare pe care îl derulăm, în special în zona interacției materiei cu substanța. Pregătim substanțele și materialele la Universitatea de Vest din Timișoara și le analizăm acolo, deoarece putem să beneficiem de infrastructuri de cercetare pe care nu le avem în România, în special discutăm aici de acceleratoare, de particule sau chiar de reactor nuclear.